Bună seara, dragii mei, sunt Tarotul la cu noi, talare la alegere despre ce simte, eventual poate aflăm și ce gândește și cum va acționa, dar pe foarte scurt, concentrarea este pe ce simte o anumită persoană. Puteți să alegeți toate trei numere, dar vă sugerez să fie pentru persoane diferite. V-am pus cutiile, să le vedeți, înainte de a alege numărul 1, numărul 2, care este cel mai mic set de cărți pe care l-am cumpărat eu. Bine, or fi și mai mic, dar pentru mine este cel mai mic. Și numărul 3. Manga cu temperanță. Acestea sunt cărțile, de fapt, un fapt. V-am arătat și cutiile ca să vă ajut. Deci, 1, 2 și 3, da? Hai să vedem. Numărul 1. Ia, aici a venit ceva. Da, a venit și aici, mai 9 de cupe. Am văzut și l-am dat 5 de cupe și regele de cupe. Asta înseamnă că probabil unul plânge, celălalt și-a găsit totuși într-o anumită formă echilibru emoțional. Ce vreau să spun? Ați ales aceste de cărți care, pe partea aceasta, are Marea Preoteasă pe cealaltă magiciană. Mă interesează Marea Preoteasă în acest moment. Pentru unii dintre voi cred că unul posibil, ori vă ridicați în vibrație, ori ieșiți din niște secrete, din niște ieșiți. Dacă știți că intuiți că sunt niște chestii, chiar dacă v-ați simțit bine, 9 de cupe, chiar dacă ați simțit multe emoții pentru ei, unul dintre voi se ridică. Nu că pleacă, eu vorbesc de elevare. Nu-și mai bate capul cu secrete, cu chestii complicate și celălalt rămâne în lacrimi. Da, 9 de cupe. Posibil să mai bea acest personaj, dacă știți că bea, vă confirm. Dacă știți că nu bea, ce simte? Simte de fiecare dată când se gândește la voi că au trăit momente de mare bucurie împreună. Dar interesant ce simt acum această carte, iar probabil că unul se concentrează pe dragoste, pe asul de cupe, pe dragoste față de el, de ea, celălalt are de eliberat 8 de cupe. Vedeți cum sunt 8 și cu 1, 9? E prima oară când văd acest lucru. Dragoste este, sau cel puțin emoții. Poate că este și o notă de speranță, însă pasiune iar extraordinară, magnetism, probabil nemai trăit până acum. Dar pentru unii dintre voi, dacă vă gândiți la un bărbat, acest personaj are o femeie în spate și încă nu știe ce să aleagă între, interesant, regina de bâte și regele de bâte, perechea care ați putea să fiți voi. Dar interesant, această femeie de foc, la fel de pasională, la fel de emoțională, la fel de creativă, la fel de intensă ca și ei, lasă în urmă un turn. Ce evenimente, separări, dacă a fost triunghi amoros, lasă. Eu am nevoie de cupa mea, astfel de cupe, am nevoie să mă iubești, adică am nevoie, știu că asta înseamnă respect, dragoste. Da, ne-am simțit de bine împreună, dar există și un abandon undeva în trecut. Secrete iar, da? Despre o casă, despre întâlnirea dintre cei doi. E un turn pe care această regină de bute îl lasă în spate. Îl are. Îl are ca și experiență de trecut. Poate cu voi, poate cu altcineva, nu știu. Dar cine e aici, bărbat sau femeie, are de ales între a-și asculta rațiunea, pe lângă faptul că mai e o femeie posibil, dar nu obligatoriu pentru toți. Acum văd regina de spade și regele de bâte. Mintea versus inima și impulsul. Da! Gândul spune nu? Sau vedem ce spune. Hai să vedem ce spune. În fine. Vedem ce spune. Ce simte pentru voi acest personaj? Numărul 1. Ce simte pentru voi? O dată. De două ori. De trei ori și tăiem.
Ia uite, tăcere între voi, distanță, eremitul. Deci, ia uite, și trădare, sentimentul de trădare, probabil distanță între voi, să ai un capit... Da, nu, deci lucrurile sunt încheiate clar, cu moartea. Lumea, Marea Preoteasă și-a luat zborul de lângă împărat, pentru că era un personaj foarte... care se controla, am zis, de rațiune. Nu, nu și urma nici impulsul, nici pasiunea, nici emoțiile, era tot timpul în control. Și Marea Preoteasă a simțit că e cazul să zboare spre alte ceruri mai înalte. Decât să stai în 4D, în 3D, în fine. Da, moartea, lumea. 10 de spade și eremitul, toate reprezintă o încheiere. În mintea unei persoane definitive. Dar, hai să vedem ce simte acest personaj. Am zis că am tăiat, încă n-am tăiat, acum tai. Ce simte acest personaj pentru voi? Ia, uite, Regina de Cupe. Emoții, dragoste, magicianul, interesant, vrea să manifeste o călătorie. Dar, nu doar călătorie, o comunicare. Trei înseamnă comunicare, magicianul comunicare. Hai în continuare. Ia uite, roata norocului. Eu aș spune așa, hai să vedem, să schimbăm un pic formatul. Da? Și această comunicare, această călătorie, această întâlnire va schimba întreaga poveste. Deci acest personaj simte multă dragoste, Regina de Cupe. Simte multă dragoste. Ori așteaptă, vedeți unde sunteți, pentru că trei de bâte poate să aștepte oportunitățile să vină, ori așteaptă o schimbare de situație, de direcție chiar, ca să poată manifesta ceva nou. Dar este o dorință de a comunica, poate și de a călători, sau așteptarea unei comunicări din partea voastră să veniți înspre ei, să comunicați, vedeți unde sunteți, pentru că variază de la un la un. Ia uite, valetul de cupe, turnul. Cineva trebuia să-și asculte rațiunea și să manifeste o separare între voi. Poate că... Într-adevăr, o fi fost un triunghi amoros pentru ei. 3-6 de bute. Nu știu cine a influențat. Pasiune între două suflete perechi. Intensă, intensă, dar și stres. Și atunci, rațiunea cuiva a spus, e cazul să dărâmăm tot, pentru că baza acestei construcții nu este sănătoasă. După această separare, ori se așteaptă niște scuze, ori cineva știe că trebuie să vină să prezinte scuzele. Aici e un valet, interesant. Valetul trebuie să vină la regină, pardon. Pardon. Cel care a fost imatur trebuie să vină la regină. Și vorbim în termeni simbolici. Acum vedeți unde sunteți. Hai să clarificăm regina de cupe. Turnul. Deci regina de cupe, peștrac, scorpionul obligatoriu. Dar persoana feminin, aș spune... Energia feminină a provocat turnul. Vedeți, interesant, este singura regină de cupe care are trăsnete în jur. Oh, dar ce trăsnete! Care aduce tsunami, care aduce furtuni, este singura regină de cupe. Din toate seturile de cărți pe care le-am văzut. Probabil e vreun Uranus, pentru că turnul înseamnă Uranus. În harta cuiva, într-o anumită poziție. Cu alte cuvinte, dacă nu mă pot bucura de această dragoste, dărâm totul. N-am nevoie de nimic. Acum, poate că ei simt că v-au provocat. Știți cum văd lucrurile? Am zis, regina de cupe are forța apelor. E ca atunci când cineva îi oferă mai puțin decât merită și ajunge la un capăt, la o limită, în care emoțiile devin atât de intense încât devin distrugătoare. Și distrug relația pentru că
magicianul? Cu 3 de cupe, 6 de monede, ceva a fost. Ceva a fost. Ia uite. Intuiția le-a spus că există toxicitate. 15, diavolul, 12, spânzuratul și cea mai pică, păcilica, păcilica. Da. Acest personaj nu știa să aleagă. Unul dintre voi. Care se simte diavolaș? Care se simte mai drăcos? Mai drăcușor? Nu știa să aleagă. Da. Și asta e. Că nu știi, nu știi. Deci la aceste lucruri aceste lucruri le simte. E o gândire emoțională, aș spune. Tot îmi vine să zic gândire, dar nu e gândire. E o conștiință emoțională, trezire emoțională. Și în urma acestei separări, posibil pentru unii, vedem și cum confirmă cărțile, să conștientizeze că de fapt a iubit. Ia clarifică magicianul. Chiar dacă nu a hrănit acea iubire, în niciun fel, nu știu, unul dintre voi nu a hrănit, iau pe magicianul și patru de bute. Se dorește manifestarea cel puțin a unei întâlniri. Da? Patru este număr foarte static, stabil, este baza reconstrucției. Cu alte cuvinte, se dorește o împăcare, pentru că sunt lacrimi, am zis de lacrimi, iau uite. Lacrimi, pentru că n-ai știut ce să aleagă și pentru că n-ai știut ce să aleagă, celălalt a plecat. Vedeți unde sunteți. Posibil voi. Pentru unii poate a fost și o influență acasă, cineva a manipulat, a influențat acasă, de acasă. Poate că era o familie cu copii despre care nu s-a spus, că am văzut confuzii, am văzut secrete, am văzut. Și asta a participat la tulburarea acestui turn. Sunt multe mesaje. 3 de bute. Ups. 3 de bute. 8 de bute. Depinde unde sunteți. Ori se așteaptă comunicare, ori se dorește. Ambele reprezintă și comunicare și călătorie. Eventual pe distanțe lungi. Ambele sunt optimiste. Există o notă de speranță că trebuie să mai aștepte ceva acest personaj sau voi, unul dintre voi, trebuie să așteptați ceva ca să se manifeste o călătorie și o comunicare, ca să puteți să mergeți mai departe. Da, posibil să fie atracție în afara căsătoriei, din cauza asta au fost jocuri mentale. Roata norocului. Iau, ce repede a venit. Cavalerul de spade. Da, i-am vorbit de comunicare, într-un mod neașteptat. Se așteaptă timpul divin. Și în momentul în care acest personaj va considera că e timpul divin, va veni înspre voi să comunicați. Să vă transmită ceva. Între timp, atmosfera este apăsătoare. Dar foarte necesară ca să vă puneți în ordine gândurile. Ce gândești? Ia uite soarele. Regina de cupe, fantastic. Că sunteți strălucitoare, sunteți mirifică, minunată. Wow. Doamnelor, eventual. Și că poate v-ați făcut prea multe griji pentru ei și ei trebuie acum să îndrepte, așa simt, să îndrepte o situație, cavalerul de spade. Aduce un adevăr în prim plan. Care va vindeca, va alina mult stres, va aduce lumină, da. Hai să ne ce gândește. 7 de cupe. Da, într-adevăr, au fost confuzii, au avut opțiuni, au purtat măști. Da, gândesc, conștientizează. Că poate, nu doar unul, poate celălalt a avut măști și celălalt și-a creat iluzii. Se întâmplă.
se întâmplă. Hai să vedem o dată. De două ori. De trei ori. Astfel de cupe. Mai dragoste este. Emoții sunt. Dar este un nou. Iar este, fiți atenți că acest nou este undeva la limită. Încă. Pentru că nu etalare personală, este colectivă. Noul se poate manifesta cu voi. Sau persoana care a plecat mai așteaptă niște explicații în cazul în care nu vin, își ia zborul. Vedeți unde sunt. Vedeți unde sunteți. Fiți un pic logici când ascultați aceste regele de monede. Doi de cupe. Faetonul. Iar călătorie. De eliberare. De suferință. De trădare. Iar repet, este la limită. Nu știu dacă acest exact, pentru că este colectivă. Dacă această energie masculină stabilă îi reprezintă pe voi sau persoana către care veți merge voi, sufletul vostru pereche, care vă va aduce și stabilitate în momentul în care vă eliberați de trădări. Deci există un sentiment de trădare, de durere, de suferință imensă, peste care se vrea sau de care își doresc să se elibereze. Faetonul merge către stea, către vindecare, probabil că vindecarea, cu doi de cupe, cum arată, farmacia se întâmplă între voi doi. Puteți să vă vindecați, puteți să vă oferiți stabilitate. Depinde, depinde, depinde. Da, abandon. Necesar ca să vă vindecați. Wow! Iar, vedeți, am mai învățat și eu niște chestii în ultima vreme. Cineva a abandonat, mare grijă, cineva a abandonat un înger pe pământ, nouă de monede și temperanță. Și dacă a abandonat cineva un înger pe pământ, rămâne de văzut ce se va mai întâmpla. Nu asta investigăm acum, dar să vedem cum acționează nebunul. Se dorește totuși o nouă etapă. Rămâne de văzut. Voi știți, unele poate nu o să mai primiți, altele poate abia așteptați. Însă îi așteaptă un timp, așteaptă un moment, o rezolvare ca să vină. Repet că este roata norocului, este timpul divin. Ca să facă o călătorie. Eventual vă așteaptă pe voi să veniți și să explicați ce nu poate fi explicat și eu ai intuit. Eventual, unul dintre voi, iau, au fost minciuni, mai șapte de spade. Au fost minciuni. Cum acționează? Odată. De două ori. De trei ori. Temperanță. Îndrăgostiți și diavol, ia uite. Trebuie să aleagă, vedeți? Trebuie să aleagă între obsesie și temperanță și calm și creștere spirituală. Poate că e alegerea ambilor. De-aia s-a întâmplat turnul. Unul dintre voi a intuit chestia asta de mult, celălalt a rămas să înțeleagă, probabil înțelege mai greu. Unul dintre voi a înțeles mai greu. De-aia am zis că unul merge, are asul de cupe. La nouă de cupe, ați văzut? Dați în urmă. Asul de cupe l-are în mână. Unul se vindecă, celălalt încă are ceva de lăsat. Doi de monede. Valetul de monede. Șapte de spade. Fac. Și mare preot. Lucrurile s-ar dezvolta foarte greu cu acest personaj. Dacă e bărbat. Dacă știți că e un bărbat căsătorit pentru unele dintre voi, doamnelor, sau care pune mai presus banii, stabilitatea și alte chestii,
Lucrurile se dezvoltă foarte greu. Voi, dacă sunteți abandonate, dragile mele, 5 de monede, vă transformați, deveniți mai puternice. Eventual, mergeți și vă reconstruiți acest turn separat. Cavalerul de monede vă poate reprezenta pe voi, sunteți atât de puternice. Nu contează cât timp vă ia să vă reconstruiți viața, chiar dacă ei v-au abandonat. Acum, acest personaj încă nu știe ce să aleagă. E un pic între stabilitate și creștere spirituală. Vedeți ce carte interesantă? Între stabilitate, roșu, prima chakră și ultima. Și creștere spirituală. Am zis, cele care sunteți în vibrații înalte deja v-ați ridicat. Poate ei, pentru că sunteți suflete perechi și există mare telepatie între voi, sesizează, simt că voi sunteți pe cale să vă luați zborul într-o altă direcție. Acum, ei stau și aleagă. Aleg. Stau, se gândesc ce să aleagă. Valetul de monede ar trebui să vină înspre voi. Să inițieze o comunicare, un gest practic. Dar încă aici este o fugă de realitate, de adevăr. Vedeți cum se ascunde acest personaj? Poate unul dintre voi, probabil acest personaj, dacă știți că este masculin și căsătorit, eventual ascunde o căsătorie. Sau ascunde un copil. Și voi creșteți, mergeți pe stairway to heaven, da? Sunteți bine mersi, fericite, fericiți, cei care sunteți evoluați, spirituali. Și din când în când vă mai urmăresc. Pentru că bârfe sunt o grămadă în jurul vostru, nu știu cât participă ei la bârfe. Dar vedeți cum se ascunde acest personaj ca să vină înspre marele preot. Pe de-o parte sunt multe mesaje. Am zis, unul care este evoluat merge frumos înspre ceruri înalte. Celălalt stă aici și stă în umbră. Am zis, poate ascunde și un copil. Sau dorința de a comunica o ascunde pentru că încă nu știu ce să facă. Am zis, între energie înaltă și energie nu neapărat joasă. Aspecte care țin de stabilitate. Încă nu știu. Dacă știți că aveți de-a face cu un personaj educat, care se cunoaște, care vrea să se dezvolte spiritual, pe exact asta face. Dar, repet, vedeți unde sunteți. Lasă în urmă minciunile, în imaturitățile, lucrurile de mică valoare și merg către creștere spirituală. Vedeți unde sunteți. Pentru că eu simt că aici este ceva... Eu încerc să mă adaptez un pic, pentru că mesajele sunt flexibile, să zic. Ia dăm 7 de spade, clarificăm 7 de spade. Ce face 7 de spade? Oricum, acțiunile lor sunt neclare. Și atât timp cât e acest 7 de spade, fugăciosul, cel care fuge, 4 de bâte, lume, încă o carte, 10 de spade apare iar. A venit așa. Încă, nu cred că încă s-au eliberat. Aici este o trădare. Trădarea acasă sau între două suflete care s-au iubit foarte mult. Unul, posibil acest personaj încă nu s-a eliberat de această trădare. Se pregătește să plece, dar încă nu a făcut pașii.
Să plece din această durere. În ce sens? Să plece din această durere. Că acum va pleca înspre voi. Sau înspre o nouă... Ia, hai să vedem. Ia uite. E o casă cu bucurie, cu voie bună, cu ce mai e. Posibil aceste lucruri se vor materializa în momentul în care acest personaj lasă durerea. Da. Mesaj? Hai să vedem că poate ne ajută și mesajul. Mesaj. 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 Wow! Romanță. 2 și cu 5, 7. Posibil că acest personaj încă nu a exprimat tot ce simte pentru voi. Dar cărțile arată că totuși își dorește romanță cu voi. Însă... Hai să vedem cât e ceasul. Cât e? Stai. Vreau să vă totuși despre ce ar vrea să comunice acest personaj. Am vorbit de comunicare, ce ar vrea să comunice? Ia uite. Că își dorește să încheie această deștrădare, 10 de spade, 10 de spade, 10 de spade, nu știu exact. Știți, e o expresie. Oamenii răniți rănesc. Poate că i-ați întâlnit când erau răniți. Și n-au putut să se deschidă. Poate voi erați răniți și n-ați putut să vă deschideți. Variază, pentru că etalările pot să fie și invers. În acest motiv am dat și variantele acestea. Uneori apare energia celuilalt. De-aia zic că trebuie să discerneți. Dar se dorește eliberarea, dar încă nu s-a eliberat. Asta vreau să... Ia uite, justiția, pești și balanță și berbec. Eventual și taur. Marcaș puternic, pești, rac, scorpion, balanță, berbec sau taur. Apare și săgetător într-o anumită formă. Apar și celelalte semne, dar acestea sunt predominante. Pentru unii probabil că așteaptă să se libereze de aceste tensiuni, această durere și apoi să vină înspre voi ca să... Da. Asta pentru că 10 de spade a venit ca și clarificație la 7 de spade pe care nu le vedeți voi. Mă dăm o carte, 3 de cupe. Da, vor să se întâlnească cu voi pentru că sunteți două cupe, trei cupe. Ei vor să fiți doi într-unul. În fine. Ce vor ei? Ce văd ei? Ce simt ei? Ce ar mai vrea să comunice? Că le aduceți bucurie? Că s-au simțit bine cu voi? Ok. Mă dăm o carte. Ce ar mai vrea să comunice? Nu degeaba a apărut romanța și asul de cupe și am vorbit. Am zis, unii dintre voi speră, alții... Ia uite, regele de spade, vărsător, balanță sau... Ia uite, vărsător, dar nu e vorba de vărsător, vărsător, balanță sau gemeni, nu e vorba de asta. Ce vor să comunice? Că au de vindecat. Și sunt conștienți, cu regele de spade se gândește. Se gândește conștient că trebuie să se vindece. Și primul pas spre vindecare înseamnă niște scuze. Valetul de cupe. Înseamnă comunicarea. Și asta ar fi și dovada de rezistență și de
Implicare, dorință de implicare. Eu acum așa văd 10 debute. Implicare, dorință de implicare. Pentru că le e frică cu 5 de cupe, că doamnelor, dacă sunteți spre împărătese, aveți opțiuni. Cam atât. Deocamdată. Ia să vedem. Cam atât. Mai vedem, vedeți și cu alte, la alte etalări ce se mai întâmplă, dar cam atât deocamdată. Oricum, nu uitați, acest personaj este doritor să-și exprime dragostea. Și fiind 6 numărul îndrăgostiților, să trăiască în relații în care, nu doar că exprimă dragostea, și cea de lângă el, de lângă ea, exprimă dragostea. Adică este o reciprocitate. Dacă știți că ați oferit-o, probabil că le este dor de ce le-ați oferit. Da. Hai să vedem cei care ați ales. Mini, mini, rampampo. Alias tarot. Tarot? Wild unknown. Tarot, wild unknown. Rimează cu rampampum? În fine, nu contează. Probabil unii dintre voi, nu știu, unul dintre voi este mai copilăros, mai ciudat. În fine. Mai ciudat. Mai ciudățel. Așa. Interesant că a venit... Au venit îndrăgostiții de mai multe ori. Dar îndrăgostiții ăștia reprezintă, da, multă dragoste, speranță, curcubeu, speranță. Și nu doar speranță, o încredere parcă. O încredere foarte mare că veți fi împreună. Dar ce drăguț, sunt două păsări care zboară. Probabil că acestor oameni le place să călătorească și vor să călătoriți împreună. Lebedele sunt fidele până la capăt. Asta e un mesaj. Dar, să vedem. Valetul de cupe. Nu, cavalerul de cupe. Probabil aveți de-a face cu un personaj independent, cu reușite profesionale, dar căruia îi place să ofere emoții din când în când. Hai să vedem ce simte pentru voi acest personaj. Odată. De două ori și de trei ori. Ia uite, iar apar îndrăgostiții și am amestecat în fața dumneavoastră. Doamnelor, domnișorilor și domnilor, sunteți câțiva domni, mai multe domni și domnișoare. Hai să vedem. Ups, patru de spade. Eremitul. Regele de spade, wow. Ce simt. Și trei de cupe. Ce simt. Unii dintre ei simt că probabil îi puteți acuza de tăcere. Simt că aveți o privire foarte intensă care pătrunde în ei și că aveți foarte multe lucruri de spus, aveți o logică excepțională. Dar tăcerea este clar între voi acum. Și totuși, există și un sentiment de bucurie. Probabil că tăcerea este mai de mult timp sau între voi atât de intens această tăcere încât sentimentul de bucurie e într-un procentaj mai mic reprezentat acum. Bucurie este trei de cupe. Speranță. Însă logica
este cea care lucrează acum asupra sufletului acestui personaj. Posibil unii dintre ei simt că ar putea să, ați putea să-i acuzați sau se simt acuzați într-un anumit context. Deși undeva în sinea lor se simt nevinovați, mielul. Nevinovați, sacrificați din niște motive. Poate din cauza că unul a avut tendința să se retragă cu aceste remiți, seamănă mai degrabă a broasca ți-o stea să-mi aduce mai degrabă a zodiaracului, dar în fine. Dar interesant, chiar dacă îi tăcere între voi, acest personaj transmite semnale. A pus un felinar deasupra carcasei, nu arată ce simte, dar arată că e lumina deschisă, că încă se gândesc, încă e pasiune pentru voi. E ca o făclie noapte, așa văd. Știți că mergeți prin întuneric, de fapt ei merg, dar în fine. Sau e tăcerea dintre voi, de fapt, întunericul pe care trebuie să-l străbateți amândoi. Și acest personaj, într-un anume fel, lasă lumina aprinsă. La o fereastră, ca să găsiți calea către ei. Interesant. Ce simt. Între timp, încearcă să anticipeze. Să anticipeze că vă veți întâlni. Ce mai simt? Simt că sunt multe adevăruri nespuse care stau aliniate așa. Perete, multe lucruri au de spus și de discutat cu voi. Unul dintre voi este mai vorbăreț, dar nu în sensul că e vorbăreț, nu e mai copilăros, dar unul are această vibrație foarte intensă. Cineva că e vârful portocaliu, nu e portocaliu, e roșu, ca să știți. Roșu. Sunt multe lucruri de spus. Toate acestea vor aduce în momentul în care se... Ce simte? Simte nevoia să vorbească. Toate lucrurile pe care se vor, pe care le veți discuta, vor aduce un soi de echilibru. Sunt toate chakrele aliniate. Vă veți reechilibra în momentul în care veți discuta. Dar nu știu care sunteți aici, dar unul are o privire nu încruntată, nu e vorba de încruntat, foarte intensă. Probabil există unul dintre voi cu marcaj în Scorpion sau cu Pluto. Privirea asta dezbracă nu de haine, de măști, de iluzii. Se dorește un anume tip de dreptate, exprimarea unei dreptăți, justiția și șase de monede. Pentru că între voi doi e o relație foarte profundă. Foarte profundă. Mai profundă decât ce se vede. Dincolo de ce se vede. Da. Este puternică și în aparență și în la aspectul care ține de public, dar este puternică și în ascuns în întuneric. Am zis că sunteți în tăcere. Dar tăcerea asta voi o simțiți altfel. Să vedem patul de spade. Ce simte? Patul de spade. Ia uite, 10 de cupe. Wow. Eremitul. Să vrea să iasă 10 de pute. Tăcerea asta apasă, arde așa înăuntru, apropo de Pluto. Creează conflicte mentale. Regele de spade.
ce simte. Regele de spade. Ce simte. Regele de spade. Ups! Aici este fata de monede, dar fata, de fapt, este o energie feminină, mai bine zis, este cavalerul de monede. Posibil acest personaj, am zis, nu știu unde are luna. Emoțiile sunt năpădite de gânduri, aș spune. Simte că dacă aveți această comunicare care vă va calma, exprimând adevăruri, nu doar unul, sunt mai multe adevăruri, puteți să construiți ceva cu valetul de monede. Puteți să construiți ceva cu răbdare. Veți găsi determinarea să construiți în pofida conflictelor și în pofida atracției. Ia uite! Printre cei care care e cuvântul? Nu complicăm. Care participă la această concurență este ori obsesia lor, ori obsesia voastră, ori este un personaj obsedat de voi, o altă persoană, care face parte din concurență. În acest motiv trebuie exprimat cât mai repede acest adevăr. Adevărul este că între voi este o relație care se manifestă cu acest opt. În fiecare viață sau la câteva vieți, trei de cupe. Trei de cupe. Ia uite, faeton, rac, eventual, săgetător, nu obligatoriu. Asul de spade. Interesant, probabil că cineva... De curând am observat că acest faeton are un lanț la gât. Bănuiesc că e de aur, că nu e în poartă faetonul altceva. Dar partea bună este că există intuiție, există telepatie și asta ajută această relație în cazul în care vreți și voi. Aș spune că e un sentiment de determinare. Sentiment de determinare de a merge înspre voi să vă împăcați eventual cu trei de cupe, să discutați că trei înseamnă comunicare. Și să puneți bazele, o monedă aici, o monedă aici, să puneți bazele unei relații. Am zis că, iar faetonul merge către asul de spade. Asta își dorește, comunicare. Dar interesant că apar două trăznete. Ideea este că și ei trebuie să aducă lumină în situație și voi trebuie să aduceți lumină în situație. Ce simt? Simt foarte multe emoții pentru voi, dar nu le arată. Ar putea fi acuzați de societate, de familie, de prieteni, de poate chiar și de voi sau de eu știu cine, da? De multe persoane. De intenții care cu siguranță nu sunt adevărate, pentru că ei simt, se văd nevinovații, vă iubesc. 10 de cupe, vă iubesc. Dar dacă e separare între voi, eu am senzația că separarea asta mai rău vă face să vă iubiți. Așa simt. Curăț cărțile. Pentru că eu acum văd un 5 de cupe. Da? Și un alt 5 de cupe. Sunteți amândoi, 5 de cupe înseamnă regrete. Amândoi regretați că nu sunteți împreună, dar vă trimiteți continuu gânduri telepatici care mențin această lumină, acest cerc, această lume. Trăiți mai degrabă într-o lume interioară și îi simt. Sau în alte ceruri. Vă întâlniți în 5D, probabil,
A trebuit să facem și un fel de etalare, să vedem ce faceți voi acolo în 5D. Numărul 2. Numărul 2. Din acest motiv, acest personaj încă are speranță. Din acest motiv încă pune unul, voi, nu știu, voi, ei, pune lumină deasupra, iese în public. Deși eremitul e ascuns, e tăcere între voi, nu știu mai care din voi, ieșiți în public și transmiteți lumină, lumina asta, interesant, într-o anumită formă. Vedeți, multe, multe mesaje vin. Aici această flacără, pasiune, atracția fizică, este înconjurată de un vas de sticlă. Vasul ăsta îmi aduce aminte de cupă, de asul de cupe. Pe ce? Pe o monedă. Deci foc, apă, monede, da? Și urmează comunicarea. Este necesară comunicarea ca să clarificați ce este acolo înăuntru. Ce nu se vede. Aș mai spune că e un sentiment de speranță că voi împreună puteți să fiți puternici, da? Foc, apă, pământ, da? Și adevărul ăsta pe care îl știți doar voi. Restul nu mai contează ce gândește lumea, da? Acum trăiți acest sentiment că dacă o să fiți, dacă ați fi, dacă ați spune ce simțiți, v-ar acuza X, Y, Z. În fine, hai să vedem ce mai gândește. Poate la gânduri apar cupe. Ha, ha, ha. O dată, de două ori, de trei ori. Interesant, asta mă aduce aminte de Bambi. Bambi care, ia uite, acum a rămas cinci de cupe, da, a rămas singur, dar a trebuit să crească. Și unul dintre voi e mai înțelept. Îi arată celuilalt calea către înțelepciune, către putere. Wow, ce cățel. Bambi. Bă, ce mi-a plăcut filmul ăsta. Bambi. Poate are legătură. Bambi, baby. Poate valintați într-un fel. Baby. Parcă așa era cartea. Da. Ia uite, deci vedeți, sub 5 de cupe nu v-am arătat. Ce apare Marea Preoteasă și Regele de Cupe. Deci nu vă arată, am zis că nu arată acest personaj că vă iubește, că simte, pasiune este și distanță e. În primul și în primul rând tăcere. Dar voi știți, eventual, unii dintre voi intuiți că totuși. De trei ori. Nebunul. Da, acest personaj vă vede. Persoane stabile, valoroase, creative, își dorește să renască. Alături de voi să asceadă. Ascede, da, asceadă, ascede. Să crească spiritual alături de voi. Să înceapă o nouă cale. De bute. 4 de 4. 4 și 4. 5 de bute. Regele de spade a doua oară. Și 10 de spade. Da, e dureroasă această tăcere. Dureroasă. Din acest motiv trebuie comunicat. Tăcerea vă aduce și mai multă suferință. Voi nu vă puteți detașa. Separarea aceasta nu vă ajută să vă detașați. Mai rău vă consumați pasiunea din ce în ce mai mare, emoțiile din ce în ce mai profunde și durerea din ce în ce mai mare. Eu așa simt. Dacă nu rezonați, încercați alt număr. Concurență, conflicte și interioare, clar.
Dar și conștiința că mai sunt și alții prin preajmă. Sunt și alții prin preajmă. Și dacă voi stați prea mult separați, poate vine altcineva. Aici e marele stres. Altfel, posibil în acel 5D, 5D deja vă vedeți împreună, într-o relație, pe un pământ superb, în ceruri superbe. Vedem cum se materializează. Ia uite, lumea e distanță, mă între voi. Lumea, moartea, probabil iar. S-a hotărât la un moment dat un gest al cuiva, a creat această impresie, iluzie, că nu mai e nimic între voi. Dar e iluzie, pentru că, am zis, voi comunicați pe alte direcții. Marea preoteasă. Pasiune secret. Focul acesta neexprimat. Dar în acest moment văd această lume nu doar ca distanță, cât acel gest public despre care am zis mai devreme. Unul dintre voi încearcă să iasă în evidență. Poate că amândoi. Puneți diferite mesaje pe Facebook, eu știu ce faceți. Și lăsați o notă de speranță. Aș spune că tăcerile, Marea Preoteasă, vor fi transformate și veți începe o nouă lume. Așa aș spune. Dacă nu vă place ce spun, căutați alt număr. Ia, curățăm cărțile. Dar între voi treaba e cam încheiată. Cam așa arată cărțile. E cam încheiată. Cel puțin pentru o perioadă, dar o să văd și aici totuși acest as de spade. Ce vrea să comunice? Mai întâi să vedem totuși acțiunile lor. O dată. De doi. De trei ori. Dorința de a oferi, de a vă ajuta. De a vă ajuta într-o privință. Nu știu în ce privință. Ia acțiunile. Doi de spade. Cinci de monede. Oh, ce frumos, 2 de cupe, 3 de cupe, împăcare și roata norocului, interesant. Roata norocului a apărut tot în a patra poziție la numărul 1, dar probabil că există ceva. Se dorește schimbarea acestei energii. Acest personaj e conștient că trebuie să aleagă și în primul rând să nu se lase influențat de gândurile altora. Am zis că e probabil că e influențat de gândurile altora sau de cuvintele altora. E acuzat, acuzată. Probabil că o fi niște diferențe între voi dacă ar fi această acuzare. În fine. Cheia este lângă ei, dar deocamdată stau și plâng. Se simt singur? Conflictul iar interior? Să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Aici ar fi doi de spade. Să mă duc, să nu mă duc. Că am văzut faetonul care înseamnă mișcare. Să comunic sau să tac din gură. Dar vedeți, unul e cu sabia în jos, altul e cu sabia în sus. Amândoi foarte inteligenți, unul probabil e mai interiorizat cu eremitul. Ce văd? Marcaj în rac, în fecioară, în pești, în săgetător, dar și în alte zodii. Sunt toate zodiile pe masă, dar în mod special acestea au, vedem, un anume grad de influență, să zic. Dar da, tocmai pentru că unul ascultă, altul vorbește, dar amândoi aveți un anume tip de înțelepciune. Și de logică. Și dați bine împreună. Doi de cupe. Aici este completarea. Vă completați și emoțional. Nu doar rațional. Și tocmai pentru... Dar și nu doar... Vă oglindiți dacă unul tace, tace și celălalt.
în această situație, în acest moment. Și atunci cineva trebuie să spargă gheața, cu alte cuvinte. Roata norocului. Să iasă din acest ciclu. E prea dureros. Aveți 10 de cupe, 10 de, de bâte, 10 de spade, 10, 10, 10. Și la voi a ieșit interesant. Un pic altfel, dar energia feminină aș spune că își vede de drumul său, de ascensiunea sa. Energia feminină își vede de ascensiunea sa. Cu toate durerile își vede de ascensiunea sa. Rămâne de văzut și alte... Dar e un pic mai protectoare. Nu, defensivă vreau să zic. Defensivă. Dar se dorește renașterea. Hai să vedem. Faetonul! Prima carte! Nici n-am apucat să termin de zi de doi de spade. Faetonul de două ori. Rac sau săgetător pentru mine. Ce frumos! Cine aveți căluți, măi? Aveți căluți. Ah, nu poate juca șah, apropo de... Ți drăguț! Poate că trebuie să faceți niște gesturi așa mai... Să schimbați direcția, apropo... Ia inspirați-vă un pic, meditați unii dintre voi care vă place să meditați. În ce fel merge calul la șah? Probabil că acolo sunt niște mutări de făcut. Cineva trebuie să se interesant, trebuie să se libereze de o energie feminină foarte materialistă. Regina de monede invers a venit. Probabil acest personaj sau unul dintre voi. Să vedem, 5 de monede. În sfârșit, deci sunt două cărți, dacă nici faetonul nu reprezintă mișcare, ce bip mai reprezintă mișcare? Aveți și cai, aveți și rotițe, dă un colo de treabă și schimbător de viteze, eventual. Nu știu acum câte viteze, dar... 5 de monede. Eu simt nevoia să tușesc. Probabil chestiune de deblocare a chakrei. Unul dintre voi trebuie să-și deblocheze chakra a cincea, a comunicării. Probabil acest rege de spade. Poate că voi comunica ce ei nu prea comunică. Ei se închid. Și atunci oglindiți, dacă sunteți suflete perechi, flăcări, gemene, oglindiți acest gen de comportament. 5 de monede. Marele preot. Dar, repet, acest abandon și această separare este foarte necesară pentru creșterea voastră spirituală. Eventual să vă întâlniți acolo în 5D, cum am zis, cum zise mai devreme, și de acolo să vă întoarceți, să coborâți iar și să manifestați stabilitate. Pentru că această experiență este foarte dureroasă, separarea este foarte dureroasă. Ia uite. Regina de spade. O nouă lume. În care regele de spade își întâlnește regina de spade. Da? Perechea. Ia uite. Împărăteasa și împărăteasa. Ce poate fi mai frumos? O femeie înțeleaptă, asumată, care se concentrează pe cariera sa, care e creativă, e iubitoare, la la la, eventual. Da? Asta sunteți voi. Sunteți totul. Sau invers, vă inversați, da? Doi de cupe. Că poate sunteți femei și ascultați la bărbați sau bărbați ascultați la femei. Vedeți unde sunteți, pentru că nu suntem ca în engleză să nu folosim genuri. În română avem genuri, masculin și feminin, așadar. Da, doi de cupe. Dar așa diferiți cum sunteți, dați bine împreună. Și amândoi sperați, asta văd, asta mi-atrage atenția în acest moment pe această... Amândoi sperați
Nu e să zici unul speră și celălalt nu. Amândoi sperați. Undeva, dacă ar fi să fiți sinceri, dacă știți că nu sperați, nu ascultați acest număr. Vorbeam de speranță. Ia uitați mai oamenilor ce apare. Doi de cupe, soarele. Probabil unul așteaptă pe celălalt să vină. Celălalt știe că trebuie să acționeze. Energia masculină. Trebuie să acționeze. Că probabil energia feminină, eu știu, se va manifesta la momentul potrivit. Doi de cupe și soarele. Numai dacă ar veni, deci la ce se gândește, știe acest personaj, că dacă alege acest drum, acest drum îi va aduce și stabilitate, și fericire, și emoții, și ce să mai zic, și comunicare, și vindecarea acestei dureri. Ia, cum se rupe inima în toate părțile din cauza altor influențe și acestei tăceri. Roata norocului. Iar vedeți ce simt? Soarele acesta aici. E o energie feminină care se încarcă cu energie solară, adică cu energie masculină. Dacă sunteți la distanță, probabil energia masculină transmite lumină. Ori are legătură cu această făclie transmisă, mesaje transmise la distanță, chiar dacă nu comunicați într-o anumită formă, ori pur și simplu telepatie. Simțiți că acest personaj încă vă dorește, doamnelor. Și vă trimite căldură ca să vă mențină speranța. Deși unele poate probabil vă faceți prea multe griji, dar hai să vedem ce fac ei. Roata norocului. Dacă e o femeie, femeia se conectează la divinitate și vibrația înaltă menține totuși tonusul acesta. Adică nu intrați în care cuvântul? Întuneric total. Roata norocului. În depresie, ia uite, 6 de monede. S-am văzut mai devreme. Se dorește echilibrarea situației. Dar e un gest practic. Ține de un anume tip de mișcare, da? E un gest. Probabil acest personaj vrea să vă ajute. Am zis mai devreme. Vrea să vă ajute. Da. Această dragoste a dus și multă suferință. Poate că mai sunt și alte opțiuni la distanță, dar aș spune că s-a ales. Sau e pe cale. Cât pe ce să aleagă? Cât pe ce să aleagă? Acestea ar fi cărți care reprezintă mișcarea și roata norocului. Deși e mai multă energie care se va resimți în faeton și 6 de monede. Dar faetonul aveți de 2 ori, nu uitați. 5 de bâte iar, chiar dacă e un gând, e o energie foarte combativă. În momentul în care acest personaj se va mobiliza spre voi, păi se va lupta pentru stabilitate. Hai să vedem ce vrea să spună. Asul de spade, clarificăm asul de spade. Da, e o nouă relație, e un nou început, care comunicați deschis și unul și celălalt. Totuși, ce ar mai vrea să comunice? Numărul 2. Ups! Cu 8 de bâte, probabil, ar putea să comunice foarte intens, foarte mult. Revelator, într-adevăr, mai ales legătură cu pasiunea pe care o simte, atracție pe care o simte. Wow!
Foarte, foarte intensă. Ce ar mai fi? Să vă comunice. Iată. Nasul de cupe invers, imediat vă explic ce înseamnă. Au fost niște blocaje care au... Da, 9 de... Da, vedeți? 9 de băte. Niște blocaje. Și în acest moment, care au întârziat asul de cupe, vindecarea care întârzie vindecarea, blocajul este hiperpasiunea, probabil, a energiei masculine și ar mai fi ascensiunea energiei feminine, dacă n-ați înțeles. Asta e. Da, mai dăm o carte. Ce-ar mai vrea să comunice? Dar a venit bine moartea invers. Văzusem oare mai devreme moartea? Da, uite aici. Da, din cauza distanței aveți impresia că e moartă. Dar nu e. Nu e. Intuiția vă spune că acest personaj e atras în continuare și vrea să lupte. Nu știm când. Nu știm când. Dar moartea invers ar fi dorința... Regina de spade și regele de spade. Și am văzut mai devreme și regina de spade, mai. Ia uite, pasiunea a rămas în pofida separărilor și a conflictelor. Poate pentru unii o căsătorie e un contract, e o mamă care influențează, dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu, nu. Clarifică moartea asta. Aș spune că acest personaj, opa, ce vrea să vă transmită, da, cu acest eremit, că acest personaj s-a izolat. Nu s-a mai oferit oricui și a păstrat lumina ca fecioarele acelea din parabolă, dar fecioare, adică nu se lasă. Înțelegeți voi. Influențate de tentații, de atracție. Probabil că unul din motivele acestei iubiri întârziate este atracția, toxicitatea cuiva. Posibil a, nu știu, a cui, nu vreau să zic, a cuiva, a unuia dintre voi, diavolul. Voi știți care sunteți mai drăcoși, dar adevărul este că acest personaj s-a transformat, moartea, a venit invers, cu alte cuvinte, renaște. E pe cale să renască pentru că s-a izolat. Și am văzut la un dat judecata. Am văzut judecata renaște. Eu sau subiectul se va centra pe aceste lucruri. Unul dintre voi își reține emoțiile, își reține dragostea din cauza că vrea să renască, vrea să meargă către spiritualitate, către ascensiune. Celălalt, dacă e într-o vibrație joasă, nu... Sorry. Da, mai dăm totuși moartea invers. Judecă, justiție. Da. Iar se va pune problema a karmei, a justiției și a dreptății. Cum poți? Vedeți unde e, pentru că variază. Eventual, unul dintre voi vrea să renască sau a renăscut într-o energie echilibrată în care manifestă dreptate, celălalt mai are de transformat. Cam atâtică. Hai să vedem totuși alte mesaje. Curățăm cărțile. Pentru numărul 2. Dar, repet, vedeți că sunteți diferiți. Voi alegeți oricum. Bine, și universul vă va pune față în față cu această tentație la un moment dat, sau ce este poveste, ca să vedeți exact ce alegeți, că se vor face niște alegeri. Însă, dacă sunteți bărbați, schimbați persoana. Dacă, adică, nu persoana, dragii mei. Vedeți voi, cum îi spune pronumele mei? Parcă așa era. Sau, sper că nu greșesc. Like attracts like. Asta e. Cum am zis, lumina atrage lumina.
sunt conștienți. Întunericul atrage întuneric. Dacă n-ar, nu s-ar pune această făclie deasupra, probabil că erați de mult în întuneric. Fiți în prezent și visați la viitor ce zisei mai devreme cu 5D-ul. Și concentrați-vă pe dragoste. Ce ar mai fi? Hai, mai dăm un mesaj. Iar Like Attracts Like are legătură cu ce am zis la soare. Și speranța unui atrage speranța celuilalt, lipsa de speranța unui atrage lipsa de speranța celuilalt. Așadar. Acum, poate unul speră mai mult într-o perioadă, altul mai puțin, dar... Soarele, mai dăm... Miracole și binecuvântări! Totul este un dar. 13 transformare, apropo de moarte. Da? Și e varianta bună, adică renaștere. 15 iar apare. Practicați compasiunea. Față de adicțiile lor sau față de obsesiile voastre, nu știu cine e mai diavolaș aici, dar mai toxic. Poate este un fost, pentru că diavolul poate să reprezinte și un fost, o fostă. Sau relații foarte toxice, despre care trebuie să discutați. Dar practicați compasiunea, încercați să nu judecați. De-aia am început cu acest sentiment. Că de fapt ei sunt nevinovați, dar oamenii îi acuză de una și de alta. Da, interesant. Așadar, dragii mei, sper că v-a plăcut cheia. E întotdeauna la noi. Depinde de noi dacă vrem să o vedem. La noi, nu la ei. La noi. Faetonul, nu uitați. Cineva e totuși decis să vină, să facă o călătorie, să miște energiile în favoarea voastră. Cei care ați ales numărul 3, bună seara, bună seara, bună seara. A venit asul de cupe. Wow, ce frumos. Și valetul de cupe. Ce simt pentru voi? Dragoste! Și dorința de a exprima această dragoste. Oho, de a o lua de la zero și de a exprima această dragoste. În spate, vedeți, e focul, focul, valetul de bâte. În față e cupa, cu scuzele. Acest personaj e conștient că trebuie să aibă inițiativă. Dacă vrea să vă împăcați, să renașteți. Aș spune că e și determinare cu cavalerul de monede de a construi ceva. Că altfel, dacă nu se implică pe toate planurile, pierd ocazia. Este și dorință de a comunica. Asta au decis. Asta au decis, să comunice. Să manifeste ceva nou. Să manifeste ceva nou. Interesant ce simt acum în acest moment. Pe umeri energiei feminine stă și adevărul, stă și această dragoste. Wow! Și emoțiile. Comunicarea și emoțiile. Nu musai că e nu. Ei trebuie să învețe. Să eventual... De ce simt nevoia să participe sau să vă ajute? Să purtați această... Purtați pe umeri, să zic, crucea adevărului și și a iubirii. Dacă vor să vă fie alături, bine. Dacă nu, vedem. Hai să vedem numărul 3. Ce simt? Eu că deja a venit. Probabil că cineva deja avea o mamă sau o soție. Era într-o relație karmică și voi ați intuit și ați plecat. Sau invers. Atracție fuse. Atracție fizică fuse. Potențial de a începe ceva nou. 9 și cu 1, 10. De a crea împreună abundență. Era... Dacă probabil n-ar fi fost acea relație karmică. Cu alte cuvinte, nu doar cu relația karmică poți să ai stabilitate financiară, ci și cu sufletul pereche sau flacăra geamănă. Dacă te maturizezi, dacă treci de etapele,
respective. În fine, hai să vedem. Numărul 3, ce simte pentru voi? Ce simte? Ce simte? O dată. De două ori. Și de trei ori. Ce simte pentru voi? Dragoste. Știu că această dragoste îi vindecă. Dar și pun în postura în care trebuie să aleagă. Stai, ce mai iau? Aleagă 2 de monede, 2 de bute. Să comunice despre stresul lor, despre emoțiile lor, despre ceea ce simt față de voi. Unii dintre ei probabil că s-au documentat, știu ce sunt flăcările gemene, sufletele perechi și consideră că sunteți deja într-o asemenea poveste. Iau-te. Valetul de cupe, 3 de monede. Asul de cupe, sunteți nebuni! Și regele de monede, apă, pământ, apă, pământ. Deci sunt emoții foarte intense, profunde. Sacre, aș spune. Și o dorință foarte mare de stabilitate. Simt. Interesant. Dacă unul dintre voi erați într-un cuplu, celălalt i-a atras atenția prin felul în care comunică, în care construiește valorile pe care le-a creat. Și ce am zis mai devreme, este poate trezirea că, uite, în acel cuplu nu s-a realizat atât de multe, dar cu acest personaj aș putea, dacă aș fi și eu la fel de matur, eventual. În fine, pentru unii este un triunghi amoros. Probabil acest personaj deja e căsătorit, că am văzut și o regină de monede, și o dragoste. Ei erau și voi ați atras atenție. Astăzi. Vă urmăresc în această perioadă. În secret au multă, multă atracție față de voi, reginelor, pisicuțelor, pisicuțelor. Dar ei știu că pisicuțele sunt frumoase, pufoase, da? Ne place să fie alintate, dar pot să și zgârie. Dacă nu vin, dacă nu sunt tratate cu respect. Valetul de cupe înseamnă scuze, dorința de a exprima. Dar, hai să mai vedem, valetul de cupe, dorința de a construi, am spus-o, da? Ce se exprime? Că deja aveau v-au abandonat. A abandonat soarele, sufletul pereche, din cauza că deja era într-o relație karmică. Vedeți? Diavolul apare aici. Relația karmică apare sub forma împărătesei invers. O romană care nu e prea... nu e o influență sănătoasă. Ori poate chiar o mamă care nu are grijă de copil trebuie să vă mărturisească. Ori o soție care nu are grijă de copil. O mamă care nu are grijă de copil poate să fie chiar mama lor, eventual. Dar dacă nu e mama lor, este o soție, eventual. Și asta, într-un fel sau altul, am zis eu, ea... dragostea voastră.